A venit un moment emoțional pentru mine, pentru că va trebui să invit la microfon pe cel care mi-a acordat încrederea să organizez această filială a partidului. Este fiul Argeșului, domnul președinte al Partidului România Unită, domnul Bogdan Diaconu. Bine v-am găsit! Felicitări tuturor! Felicitări Marius Manolache, felicitări domnul Făgărașu, felicitări Cătălin Vlad, un stâlp al organizației Draghi. Felicitări întregii echipe pentru faptul că, într-un timp de adevărat foarte scurt, ați reușit să organizați o filială capabilă să contribuie în mod determinant la obiectivele pe care Partidul România Unită și l-a propus pentru alegerile din 11 decembrie. Cătălin știe, am avut un parcurs lung și greu. Acum 2 ani de zile, 2 ani și ceva de zile, am avut curajul să fondez acest partid, Partidul România Unită. Acum 2 ani și ceva de zile eram eu și o hârtie de emisia mea din PSD, într-o conferință de presă, când am anunțat fondarea unui nou proiect politic pentru România. Între timp, ne-am sâns mulți. Acum 3 luni de zile, 4 luni de zile, discutam cu bunul meu prieten, Sebastian Ghiță, care... care... Acesta este tânărul și frumos, nu ce-i distrat. Care a venit cu determinare să facem un partid mare, un partid românesc, care să apere interesele românilor și ale României. Am reușit în 3 luni de zile, împreună, să construim un partid care are filiale în toate localitățile României. Am avut curaj întotdeauna. Și eu, separat, și Sebastian Ghiță, de când ne-am unit, avem și suficientă forță pentru a câștiga bătălia din 11 decembrie. Da, sunt argeșean. De la 3 luni de zile am crescut pe Valea Topologului, până când m-am dus la școală la 7 ani la București. Deci 7 ani de acasă sunt din Curtea de Argeș. Și știu că la ce județ zac multe sentimente de români autentici. Sentimente românești. Acest județ are 2 capitale ale României. Curtea de Argeș și Câmpul Lung. Acest județ a dat mari oameni buni români care au ținut această națiune unită în ultimul mileniu. De la Neagroie Basarab, întemeietorul de la Curtea de Argeș, la regii României care este mormântați la Curtea de Argeș, la Vlad Țepeș, care cetatea lui autentică că la Poinani, la Brădieni, care sunt plecați toți din Argeș, una acolo de la Tigveni, din comuna în care am crescut și eu. Oameni care au făcut România mare și care au ținut România mare și unită. Avem datoria să demonstrăm că Argeșul a rămas leagănul românismului. Și asta o putem face numai prin noastră. Discursul politic îl știți. Ideologia partidului o cunoașteți. Mesajele partidului le știți. Duceți-le argeșenilor. Duceți-le argeșenilor și ajutați-ne în această bătălie care pe care din 11 decembrie, pentru că este un moment de răscruce pentru România. Și este o bătălie pe care atât eu, cât și Sebastian Ghiță, cât și Marius Manolache, cât și domnul Turda, cât și domnul Făgărașu, care este candidat, cât și toți ceilalți din țară care candidează, ne-am asumat-o. Este o bătălie care pe care și cred că dumneavoastră țineți mai mult cu România decât cu străinii și atunci hai să facem
ca în 11 decembrie să câștige România. Să câștige Sebastian Ghiță, să câștige Marius Manolache, să câștige Toto Cota, să câștige Mersu Toti, să câștige România. Să câștige România de Mulțumesc! Pentru România românilor, a tuturor românilor,